Bună seara tuturor, mulțumim pentru că ne-ați așteptat. Am să deschid conferința de presă de astăzi pentru lansarea candidatului Partidului Național Liberal și al Alianței USR Plus pentru sectorul 3 și vă spun de la început, se poate să facem treabă transparent, se poate să avem grijă de banii celor care plătesc taxe și impozite în sectorul 3, se poate să facem administrație pentru cetățeni, nu pentru prieteni, nu pentru grupurile de interese. Și acest răspuns la întrebarea se poate este Adrian Moraru. Eu sunt subiectivă, îl cunosc pe Adrian Moraru, așa că înainte să fac câteva scurte referiri la el, pentru că sunt convinsă că ceilalți care vor vorbi vor face acest lucru mai apăsat, o să vă spun de ce cred eu că e cazul să fie o schimbare în sectorul 3. Văd că modul în care se guvernează local în sectorul 3 este copiat după modelul PSD. Să fim sinceri, Robert Negoiță este PSD. Mie nu-mi plac trădătorii. Nu-mi plac persoanele care se dau ce nu sunt pe ultima sută de metri ca să ia voturi, crezând că lumea uită trecutul pe care tocmai l-a avut, în care nu e așa, cu rudele sale, cu prietenii cu care s-a încuscrit politic, au condus Bucureștiul și l-au condus până la un mod în care, de fapt, și-au umplut buzunarele și le-a păsat mai puțin de bucureșteni. Să nu uităm că acest sector a fost ridicat de primarul liberal Liviu Negoiță. Foarte puține lucruri se văd în plus și cu adevărat importante pentru locuitorii din sectorul 3, și aceste lucruri sunt destul de serios de pus la verificat, în condițiile în care peste o bordură s-a pus altă bordură, s-au dat jos copaci, s-au pulțat copaci și să fim serioși, știm că toate aceste cheltuieli ascund în spate foarte multe plăți făcute fără verificări. Acesta este modul în care se cheltuie astăzi banii sectorului 3, direct către diverse investiții greu de verificat, fără o atentă cunoaștere a administrației și fără capacitatea de a te duce să cauți acolo unde trebuie. Și Adrian Moraru are această capacitate pentru că știe administrație publică. Acesta este modul în care PSD sector 3, căci despre asta vorbim, să fim serioși, acesta este modul în care guvernează prin firme și companii în care sunt toți prietenii, toate rudele și chiar toate prietenele. N-am nimic cu viața personală a candidatului, dar nu pot să nu-mi pun semne de întrebare văzând ce presa scrie despre delegațiile pe care le ia în străinătate la deplasările de serviciu pe care le face. Aceste lucruri trebuie să înceteze. Aceasta este firea PSD de care candidatul pe care astăzi îl vedem ca fiind independent o are, pentru că este în fibra lor să fie aroganți cu banii celor care plătesc taxe și impozite, să se creadă stăpâni, să creadă că nu vine nimeni în spatele lor ca să-i verifice. Ei bine, lucrurile se vor schimba. Primul lucru pe care am încredere în Adrian Moraru că îl va face este să verifice modul în care au fost cheltuiți banii celor care au plătit taxe și impozite și care plătesc taxe și impozite în sectorul 3. Vă asigur că acest sector se poate dezvolta cu o cheltuire corectă a banilor din aceste taxe. Sunt multe de făcut, sunt multe de întreținut, dar se vor face la prețul corect. Se vor face cu transparență pentru ca toți cei care locuiesc în acest sector să simtă că nu-și plătesc taxele și impozite pentru grupurile de interese asociate PSD și pentru prietenii care trebuie să meargă în deplasări de serviciu împreună cu edilul sectorului 3. Este în firea PSD să sifoneze bani publici. Aceste scheme, companii, prieteni, găști, reprezintă modelul de lucru al PSD în București. Trebuie să-l oprim, oameni buni. Altfel, ne vom vedea fără bani, din taxele noastre, fără bani cu care să putem să ducem acest sector mai departe, pentru că ei se scurg în diverse interese, și ne vom vedea în situația de a nu ști ce se întâmplă cu deciziile pe care le luăm, pentru că foarte greu ajungi în pofida unor strategii de marketing la informațiile cu adevărat relevante despre ceea ce se întâmplă în decizia sectorului 3. Îmi doresc să se întâmple, știu că se poate. Sunt un om care a demonstrat în Ministerul Muncii că se poate să faci administrație respectuos,
Se poate să faci administrație nefiindu-ți frică de amenințări, se poate să faci administrație având încredere în tine și având încredere că în jurul tău vin oameni de calitate, pentru că România se dezvoltă cu cei care își văd de treabă, cu cei care sunt corecți cu oamenii pe care îi servesc, cu cei care știu să facă administrație și care nu uită că mandatul este încredințat de cetățeni. În acest moment, ceea ce nu înțelege PSD în București este că ei nu mai reprezintă bucureștenii, își reprezintă propriile grupuri de interese, indiferent de cum se colorează în roșu, în mov spre roșu. Ceea ce ei nu înțeleg este că nu sunt deasupra legii și în niciun caz nu sunt de neînlăturat. Mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți în forța dreptei pe care astăzi o aliniem cu respect în fața dumneavoastră. Mulțumesc partenerilor noștri de la USR Plus pentru încrederea pe care ne-o acordă. Mulțumesc fiecărui voluntar care prin semnătura pe care o solicită celui cu care stă de vorbă, de fapt reprezintă acest crez pe care îl avem. Se poate face treabă transparent, se poate face treabă respectos în sectorul 3, se poate face cu bani mult mai bine drămuiți și orientați către cheltuieli utile, ci nu către borduri peste borduri, către copaci peste copaci, către iarbă peste iarbă, către panseluțe peste panseluțe. Cam așa arată cheltuielile în sectorul 3. A venit momentul să le scoatem la lumină și vom vorbi despre aceste lucruri în septembrie, odată ce Adrian Morar ajunge în primăria sectorului 3. Încă o dată, mulțumesc voluntarilor noștri pentru tot efortul făcut, atât echipei mele de la PNL Sector 3, lui Antonel Tănase și fiecărui membru al organizației noastre, cât și partenerilor noștri de la USR Plus pentru încredere. Mergem înainte la victorie. Mulțumesc fiecărui cetățean din sectorul 3 care nu și-a pierdut speranța că în această țară și în acest sector vin și oameni care își văd de treabă și care îi respectă pe cei care la rândul lor își văd de treabă și sunt corecți. Succes, Adrian Moraru! Da, eu sunt. Bună seara, să rămână. Am ținut să fiu prezent la evenimentul de lansare a candidatului nostru pentru funcția de primar al sectorului 3 în persoana lui Adrian Moraru. Un om cunoscut opiniei publice, o voce trează, o voce critică, o voce a societății civile, o voce a proiectelor pentru binele public, o voce care a fost întotdeauna în apărarea intereselor cetățenilor români. Sunt mulți care zic că sectorul 3 este greu de câștigat. Eu sunt convins de contrariu. Două echipe puternice, două echipe formate din oameni de calitate, din oameni moderni, din oameni cinstiți, din oameni care gândesc altfel viața publică. Și aici este vorba de echipa USR Plus și de echipa Partidului Național Liberal și au dat mâna ca să arate bucureștenilor că pot să trăiască mai bine și au dat mâna pentru a elibera Bucureștiul de mafia PSD care a sufocat acest frumos oraș și l-a ținut în stare de subdezvoltare, într-o stare în care viața bucureștenilor a fost grav afectată. Formațiunile politice care s-au unit în acest proiect pentru București dețin astăzi, la nivelul Bucureștiului, încrederea peste 2/3 dintre bucureșteni și intenția de vot a peste 55% dintre bucureșteni. Cele mai credibile formațiuni politice au luat decizia să aibă un proiect comun pentru București. Un proiect care să nu includă doar un primar de sector sau o listă de consilieri, ci care să includă o echipă completă. Primar de sector, consilier local, primarul general al capitalei, Consiliul General și Guvernul României. Nu numai guvernul pe care îl conduc, ci și guvernul care va fi format după alegeri. Este nevoie de colaborarea instituțională
între Primăria Sectorului, Primăria Capitalei și Guvernul României. Cele mai multe proiecte pentru București au fost blocate sau întârziate de guvernele PSD din ultimii ani. București are nevoie de proiecte vitale care trebuie derulate de guvern. Extinderea metroului. Și aici vă vorbește ministrul transporturilor, care a extins metroul în sectorul 3 cu 4 stații noi. București are nevoie de autostradă de centură. București are nevoie de lărgirea la 4 benzi a actualei șosele de centuri și de soluționarea conflictelor de trafic între centura Bucureștiului și marile artere care ies din București prin pasaje supraterane care să diminueze traficul și care să scoată traficul de tranzit din București. București este un oraș sufocat, un oraș poluat în care calitatea aerului a scăzut dramatic, avem cea mai mare poluare. București este un oraș sufocat. Ne pierdem în trafic o mare parte din viață și mărturie stă faptul asupra impotenței PSD-ului că n-au fost în stare să termine pasajul de la Nicolae Grigorescu, care asigură fluența pe inelul circular, nu mai vorbesc de prelungirea înspre Turnul Măgurele și Luică, în 12 ani de guvernare a Bucureștiului n-au fost în stare să termine un pasaj. Guvernul PSD nici măcar n-a predat terenul care era la armată către municipalitate. A trebuit să vină guvernul PNL ca să predea terenul către municipiul București ca să se finalizeze un obiectiv de investiții care a durat peste 12 ani de zile. Am un mesaj către locuitorii sectorului 3. Am locuit în acest sector 30 de ani. Cunosc sectorul 3, cunosc oamenii din sectorul 3. Negoiță poate fi bătut și poate fi bătut pentru că locuitorii din sectorul 3 sunt oameni care își doresc mai mult, se poate mai mult, se poate mai bine, se poate mai ieftin, se poate mai cinstit, se poate mai aproape de cetățean. Iar toate lucrurile astea pot fi oferite de cea mai puternică și cea mai angajată echipă care a existat vreodată pe București, și anume echipa formată din Partidul Național Liberal și USR Plus, candidatul nostru la primăria sectorului 3, Adrian Moraru, și, bineînțeles, candidatul nostru la primăria generală a Capitalei, Nicușor Dan. Mulțumesc! Bună seara! România se face bine! Ceea ce vedem astăzi, în această seară aici, la sectorul 3, și ceea ce vedem, de fapt, în întregul proiect pentru București, în care dreapta s-a unit, ne arată că după 30 de ani, după 30 de ani în care eram obișnuiți cu toți să spunem că politica o fac alții, o fac ceilalți, și oamenii serioși își văd de meserie, de școala copiilor, de firmă, de vacanțe sau de cariere, iată că, în sfârșit, după 30 de ani, societatea civilă decide să intre în politică. Candidatul de la sectorul 3, Adrian Morar, este un foarte reprezentativ om din societatea civilă. Ceilalți candidați, acum două ore l-am lansat pe colegul nostru de la sectorul 6, Ciprian Ciucu, de asemenea venind din societatea civilă, USR-ul în sine și USR Plus acum ca alianță, sunt alcătuiți din oameni care până acum 3-4 ani nu se gândeau nici în glumă că vor face sau că vom face politică. Și iată că suntem astăzi într-un proiect mai mare decât sectorul 3. Suntem astăzi într-un proiect mai mare decât Bucureștiul, într-un proiect care va începe să repare România și să o facă europeană, așa cum ne-o dorim. Într-un proiect care vrea să transforme România într-o țară ca afară, cum nu de puține ori ne cer milioanele de români plecate în diaspora. Ceea ce facem noi astăzi aici este să arătăm că, dincolo de forța fiecare din cele două organizații care sunt aici, pe de o parte partenerii de la Partidul Național Liberal, pe de altă parte colegii mei din USR Plus, dincolo de această forță, înțelegem importanța de a avea un proiect prin care Bucureștiul și apoi la parlamentare România să îndepărteze PSD-ul de la coșmarul pe care îl trăim de 30 de ani. Aceasta este miza reală a proiectului și de aceea sunt în această seară aici să-i susțin pe colegii mei. Au fost necesare asumarea unor decizii foarte grele. Colega mea, Ana Ciceală,
un candidat excelent pentru sectorul 3 și a asumat acest pas în lateral prin care vrem să arătăm că înțelegem cât de important este ca Bucureștiul să nu mai rămână încă 4 ani capturat de ceea ce înseamnă mafia PSD și felul de a nu guverna al PSD-ului. În acest moment există oportunități și șanse reale și spunea premierul Orban, bucureștenii ne arată, cel puțin sondajele spun lucrul acesta, că înțeleg că în sfârșit de data aceasta avem cu cine merge mai departe. Este o realitate pe care o vom susține în campania care urmează cu toate resursele. Această echipă pe care eu o consider câștigătoare își va susține toți cei 6 candidați și Nicușor Dan va fi următorul primar al Bucureștiului. Avem șansa să ne însănătoșim, avem șansa să ne și bucurăm când vorbim despre capitala României, despre București, ca despre un oraș european și nu ca despre un oraș al clanurilor. Îi urez succes candidatului nostru la sectorul 3, îi urez succes lui Nicușor Dan și vom fi împreună în această campanie care va duce USR Plus și PNL la victorie. Mult succes! Mă bucur să mă întorc în sectorul tinereții mele. A fost frumos atunci și e foarte frumos și acum. Când s-au încheiat negocierile între USR Plus și PNL, au început să mă sune vecinii de atunci, de aici, de lângă Costin Georgian, să mă întrebe cine e propunerea noastră de primar și ce îl recomandă. Ei bine, nu doar ei au sunat cu întrebări, ci și mulți dintre colegii mei cu recomandări. M-au sunat colegi din Plus care au lucrat cu Adrian Moraru de-a lungul timpului pentru a face manuale pentru administrația publică, care au lucrat alături de el în a face propuneri de politici publice bazate pe date, fundamentate în bune practici din alte țări. M-au sunat colegi cu care am fost împreună în guvernul tehnocrat să-mi spună cât de bine au lucrat cu el în organizarea alegerilor din 2016. Alegeri transparente și foarte bine organizate. Așa că am putut cu încredere să-mi sun vecinii înapoi să le spun să voteze pentru Adrian Moraru. Pentru că e drept că, spre deosebire de actualul primar, n-a avut 4 ani cu cât un miliard pe mână în fiecare an ca să-și facă campanie. Dar a făcut treabă de-a lungul acestor ani și oamenii alături de care a făcut treabă sunt cei care îl recomandă mai departe. Sectorul 3 e de asemenea un loc la care ne-am gândit să ne mutăm cu familia. Am două fetițe mici, preșcolar, asta e iarăși ceva ce am în comun cu candidatul la primărie. De ce contează asta? Este pentru că ne uităm cumva la fel la axa timpului. Cum o să fie, dacă o să aibă școli sigure, când o să ajungă la vârsta de școală, ce o să se întâmple mai departe, dacă o să poată să meargă ușor și în siguranță la liceu, dacă o să aibă unde să-și petreacă timpul. Sunt 7.000 de preșcolari în sectorul 3 și 40.000 de copii. Cred că asta e important pentru că familiile care locuiesc aici sau care s-au stabilit aici nu se uită doar la cum arată ziua de azi, se uită cumva la viitor, la ce urmează ani de acum încolo. Și au nevoie de o administrație, au nevoie de un primar și au nevoie de o echipă care să facă investiții pentru viitor. Așa cum e echipa Alianței USR Plus, așa cum e echipa PNL alături de care o să lucreze în Consiliu și în primărie. Pentru că da, s-au făcut câteva lucruri, dar pe de altă parte, cred iarăși că în momentul în care ne uităm la viitor, ne mulțumim mai greu cu standarde joase sau mediocre. Trebuie să ridicăm standardul a ceea ce vrem. În sectorul 3, parteneriatul ăsta Negoiță Firea a cheltuit pe cap de locuitor mai mult decât a fost cheltuit pe cap de locuitor în Cluj anul trecut. Dacă în Cluj a fost cheltuit pe cap de locuitor 3.000 de lei, în cazul sectorului 3, banii care au venit pentru fiecare cetățean de aici, de la sector și de la primăria municipiului București, sunt aproape 1.000 de euro. E asta justificat în standardele calității vieții pe care o simte fiecare bucureștean? Noi credem că nu și știm că Adrian Moraru, alături de echipele de consiliere ale Alianței și ale PNL, o să poată să ridice standardul calității vieții în sector la nivelul la care se cheltuie bani. Are alături o echipă puternică, Ana Ciceală, pe care mulți dintre voi o știți deja datorită performanței de a dovedi scurgerea de bani prin companiile municipale ale Gabrielei Firea și a propunerilor foarte bune pentru sectorul 3. Colegul meu, președintele Plus,
Sector 3, Lucian Judele, unul din românii care s-a întors din diaspora, asistent medical cu o carieră în jurul grijei față de oameni pe care vrea să o ducă mai departe în administrație și veți găsi pe listele de consiliere ale Alianței USR Plus și ale partenerilor din PNL, educatoare, antreprenori, juriști, ingineri, dispuși să-și pună meseriile la treabă în interiorul administrației. Așa că în următorii 4 ani o să putem să măsurăm rezultate, nu doar cosmetică și bani cheltuiți. Mulțumesc! Bună seara și bine v-am găsit acasă! Domnilor președinți, bine ați venit acasă! Când spun acasă, mă refer la Parcul Iore. Acest parc ne-a fost casă de mai bine de un an de zile, de când strângem semnăturile pentru europarlamentare. Am vorbit cu mii de oameni care ne-au acordat încrederea lor la acel vot de la europarlamentare. Domnul Leguiță își face campanie și vorbește despre 2020 de proiecte. Care nu sunt 2020 de proiecte, sunt 2020 de țepe. 20 de tunuri și 2000 de țepe. Și să vă spun și de ce. Mergeți în acest parc după ce terminați aici și vorbiți cu oamenii. Vorbiți cu oamenii să vă spună un proiect din acele 2020 de proiecte, pe care domnul Leguiță se laudă că le-a făcut. Din 2020 de proiecte, măcar un proiect ar fi trebuit să-l știe cetățenii. Dar s-ar putea să vă spună altceva. S-ar putea să vă spună ce-și doresc. S-ar putea să vă spună ceea ce nu au în sectorul 3. I-am implorat să scoată dosarul cu șină din primăria sectorului 3, pentru că tot vorbim de digitalizare și știți ce au inovat? Bordura cu etaj. I-am rugat să vină în ajutorul cetățenilor. Avem bătrâni care stau singuri în casă și mame cu copii pe care și-i cresc singure și nu pot să-i lase la grădiniță pentru că nu au unde. Și știți ce au mai făcut? Au mai făcut niște borduri, kilometri de borduri. Domnule Neguiță, nu avem nevoie să cheltuiți 8 miliarde pe borduri. Vorbiți de inovație și vă dați mare cu Bulevardul Unirii, pe care nu l-ați construit dumneavoastră. Haideți să mergem, să vedem partea nouă a sectorului 3 pe care a construit-o domnul Neguiță. Pe lângă guri, pe acolo, unde nu avem nici canalizare, nici asfalt și mașina de pompieri nu poate să intre. De aceea, pe 27 septembrie, aveți în față echipa de la USR Plus, pe domnul Adrian Moraru. Pe 27 septembrie vom scrie istorie. Viitorul încă nu s-a scris. Viitorul îl scriem noi, de astăzi până pe 27 septembrie, când la vot veți alege Adrian Moraru pentru primăria sectorului 3. Mulțumesc! Bună seara! Suntem împreună PNL USR Plus pentru a construi noul București, un oraș în care te miști mai bine, respiri mai bine, câștigi mai bine. Suntem împreună pentru că bucureștenii ne-au solicitat asta. 70% dintre bucureșteni spun că orașul merge într-o direcție greșită și ne-au spus: uniți-vă și scăpați-ne de administrația PSD. Nu e posibil să ai în București firme care produc inteligență artificială și tu să nu fii în stare să corelezi două semafoare. Nu e posibil să ai în București firme de IT care sunt lideri în domeniul lor, în competiția globală, și tu să nu fii în stare să știi cine plătește gunoiul și cine nu plătește gunoiul. Suntem împreună azi aici pentru a construi o administrație care să fie parteneră cu cetățeanul, care să fie parteneră cu oamenii de afaceri, care primul lucru pe care ni-l spun azi când se întâlnesc cu noi este: măcar nu ne încurcați. Vrem o administrație care să fie parteneră și să înțeleagă problemele părinților, problemele mamelor care nu au loc cu căruciorul pe trotuar, care să înțeleagă problemele persoanelor cu handicap care nu au acces de multe ori în mijloacele de transport în comun și viața lor este afectată. Suntem în sectorul 3
care este exemplu pentru cum a guvernat PSD acest oraș. Suntem în sectorul în care s-au inventat companiile municipale care dublează administrația publică și pe care ulterior Primăria Capitalei l-a preluat. Suntem în sectorul care, ca și Primăria Capitalei, are o datorie consistentă, 400 de milioane de euro la sfârșitul anului 2019, 600 de milioane pentru Primăria Generală, 400 de milioane la Primăria Sectorului 3. Suntem într-un sector unde, ca și la Primăria Capitalei, se aruncă cu bani, se aruncă cu bani în publicitate. Suntem într-un sector în care, deși Bucureștiul are o uriașă problemă de mediu, dată de calitatea aerului pe care îl respirăm, s-a inventat betonarea rădăcinilor copacilor. Din fericire, avem un candidat care cunoaște administrație publică, pe care îl cunosc de multă vreme și pe care îl recomand bucureștenilor. Este cineva care a colaborat și a înțeles cum se face administrație publică în Europa, cum se face administrație publică în Statele Unite și cum ar trebui să se facă administrație publică în București. Și sunt niște lucruri pe care împreună putem să le facem pentru locuitorii din sectorul 3. Putem să reabilităm liniile de tramvai 27 și 40, care sunt în momentul ăsta niște catastrofe. Putem să construim mari parcări la intrarea în oraș și cele care sunt în sectorul 3 sunt încă o parcare la Pantelimon, la Cățelu și la Titan. Aceste parcări vor fi conectate cu metroul de suprafață și oamenii din sectorul 3 vor putea ajunge direct prin metroul de suprafață la Gara de Nord sau în Pipera sau la Gara Obor. Vom termina în sfârșit și parcarea, marea parcare de 500 de locuri de la Pantelimon, pe care a început-o Gabriela Firea și pare că nu mai e în stare să o termine. Și vom fi în stare, pentru că totuși suntem în secolul 21 și dacă suntem în secolul 21, măcar trebuie să avem cu toții apă caldă, da? Deci trebuie să fim în stare să reabilităm rețeaua de termoficare pentru ca în secolul 21 să avem apă caldă. În rezumat, suntem împreună aici pentru că bucureștenii ne-au solicitat, suntem o echipă de profesioniști și vom elibera orașul de această rușine numită administrația PSD. Adrian Morar. Bună ziua! Mă bucur că sunt astăzi aici, alături de echipa care va scoate PSD din administrația sectorului 3 și pe Robert Negoiță de la primărie. După cum știți, mă pregătesc de 4 ani să candidez la primăria sectorului 3 și cu toate astea mă aflu astăzi aici la lansarea altui candidat. Am venit astăzi la această lansare pentru a-i spune că îl susțin și Adrian Moraru, ai votul meu și ai votul colegilor mei. Am ținut să vin astăzi la această lansare tocmai ca să dau un mesaj cât se poate de clar pentru toți simpatizanții USR Plus, toți simpatizanții PNL, dar și pentru toți bucureștenii. Indiferent de simpatiile, de antipatiile noastre, de susținerea noastră politică pentru un om sau altul, prioritatea trebuie să fie să scoatem PSD din administrația Bucureștiului. Nu ne ajută deloc să strâmbăm din nas și să ne uităm de sus la un candidat anti-PSD sau altul. Ce ajută este să îl votăm și să îi votăm. Este o oportunitate pe care o avem în acest moment și pe care nu trebuie să o ratăm. A trecut mult timp de când nu a mai fost un front anti-PSD în București și de aceea îi îndemn pe toți bucureștenii să voteze candidații USR Plus și PNL susținuți de către aceștia la primăriile și în consiliile bucureștene. Regret, bineînțeles, că nu am avut ocazia să intru într-o confruntare cu Robert Negoiță și cu Aurelian Bădulescu. Dar sunt absolut convinsă că Adrian Moraru se va descurca excelent pe 27 septembrie.
cu un primar PNL și cu o majoritate USR Plus, vom reuși să dăm locuitorilor sectorului 3 o administrație modernă, o administrație eficientă. Așadar, ceea ce lipsește este votul bucureștenilor. Sunt convinsă că vom reuși să facem asta pe 27 septembrie. Succes USR Plus și PNL, succes Adrian Moraru! Bună seara! Sunt Adrian Moraru și locuiesc în blocul pe care îl vedeți peste vârful acestor copaci de foarte mult timp. Am fost născut în Baba Novac și am învățat la această școală imediat aici, la 86. Sunt un om al acestui sector. Toată viața mea am crescut în acest sector și îl cunosc atât de bine. Îmi este drag, știu că uneori acest patriotism local îți poate cumva întuneca rațiunea și să nu știi ceea ce e nevoie să faci pentru el. Sunt un om care a lucrat de mai bine de 20 de ani într-o organizație neguvernamentală în care majoritatea programelor, proiectelor, dezbaterilor au fost legate despre cum trebuie să arate o bună guvernare în administrația publică locală. Sunt un om care a discutat cu zeci și zeci de primari pe fiecare ciclu electoral și pe care am avut la dezbateri, cu care am discutat cât costă un serviciu, care este costul unitar în salubritate, care este costul unitar pe iluminat public, care este costul legat de serviciile sociale. Sunt oameni care, de la unii am învățat și de la alții am învățat cum nu să fac niciodată lucruri. Am avut întotdeauna aceste preocupări în ceea ce înseamnă administrația publică locală. Nu mi-am imaginat niciodată sau nu mi-am propus inițial că am să ajung să ofer soluții. În multele, în sutele, miile de emisiuni la care am participat și am vorbit despre administrația publică locală, nu de puține ori am fost întrebat, îndemnat de moderatori, de jurnaliști cu care făceam interviuri, chiar și de oameni din politică. De ce nu intri în politică? Și am spus, cred că pot să fac mai bine de unde sunt. Și cred că asta a crezut și Nicușor o perioadă, că dacă suntem ONG-iști, la fel și colega mea Violeta, la fel și mulți alți colegi ONG-iști, atât, mai ales cei de la USR, dar și cei de la Plus. Cred că a venit o vreme totuși în care nu putem să stăm deoparte. Aș mai spune că am fost optimist, în primul rând în președintele partidului, dar și în conducerea alianței, că până la urmă, eu am fost, poate o să vă surprindă, unul dintre oamenii care nu a avut niciun fel de surpriză că această alianță se va face. Era nevoie de ea. O avem. Cumva am fost surprins că, până la urmă, în toți acești algoritmi de desemnare a candidatului pentru sectorul 3, eu am fost cel care a fost desemnat. Culmea este că țineam un training pentru primari în momentul în care mi-a sunat telefonul și mi s-a spus: vino repede la București, ești candidatul pentru sectorul 3. Nu am niciun fel de problemă, pot să vorbesc despre administrație, jurnaliștii mă cunosc, ONG-iștii mai vechi mă cunosc, am avut probleme pentru că în ultimii ani să fiu cunoscut mai mult de partenerii noștri de alianță, pentru că în ultimii ani părerile le-am ținut poate puțin mai mult pentru mine și am lucrat mai mult direct în proiecte, pentru că am simțit o perioadă că lucrurile astea nu se văd, tocmai dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Am fost, în schimb, un om, pentru că era fost 10 august și mă uitam pe poze și țin să menționez asta și am găsit o poză, cei trei candidați ai PNL, cum sunt convins că și mulți dintre liderii alianței USR Plus, în piață. Cineva o să spună că e o conspirație, că Ciprian Ciucu, Cristi Bocanu și Adrian Moraru apăreau în poze la 2-3 metri distanță unul de altul, în foarte multe poze din Piața Victoriei. Am ajuns la concluzia că cel mai bun lucru până la urmă este să las deoparte organizațiile neguvernamentale și munca de activist și să intru într-un partid. Până la urmă, ăsta este modul în care se face politică. Ăsta este modul în care poți să schimbi viața oamenilor. Nu mi-este frică de asta.
cunosc foarte bine fiecare colțișor al serviciilor publice locale. Vă pot da zeci și zeci de exemple despre cum s-a făcut prost și uneori da dreptul corupt administrație în acest sector. Ca să spun așa, cum e firea nașei, așa e și firea finului. E unul și același lucru. Sunt exact aceiași. Nu are sens. E suficient să vă uitați la nivelul înalt ca să înțelegeți de la cine a învățat politică și domnul Robert Negoiță. Acest sector are o mândrie aparte pe care Robert Negoiță, de care Robert Negoiță până la urmă și-a bătut joc. E o mândrie creată înainte să vină el în acest sector. Multe dintre lucrurile pe care le vedeți în acest sector sunt făcute și moștenite pur și simplu. E un om care, cum am spus de mai mulți ani, nu acum, e un om care cu 2 miliarde de euro a udat ce a făcut fostul primar dinainte. Toate spațiile verzi, toate parcurile din sectorul ăsta, cu 2 miliarde. Întrebați-l oriunde îl vedeți. Pe ce ai cheltuit 2 miliarde? Bun, o să vă spun, un proiect, 10 milioane, 20 de milioane. Bun, cu restul, 1 miliard 990 de milioane, ce ai făcut? O să vă mai înșire 3 proiecte. Bun, cu 1 miliard 830 de milioane, ce ai făcut? Unde sunt banii ăștia? Se văd? Au mai fost mențiuni aici și o vă spun și eu, pentru că știu toate aceste cifre pe din afară, le visez. Clujul, care are mult mai multe servicii, pentru că sectorul 3 nu plătește servicii, de exemplu, pe transportul public, pentru că ele sunt la primăria generală și nici Termia nu are sectorul 3, da? Deci Clujul are mult mai multe plăți, are un buget mai mic decât sectorul 3. Uitați-vă cum arată Clujul. Ca să nu merg mai jos, să mă uit la bugete de administrații mult mai mici și cu bugete mult mai mici, la Sibiu, la Timișoara, la Arad, la Oradea, la Brașov. Uitați-vă în aceste localități cum arată o administrație făcută având în gând cetățeanul și dezvoltarea. Este un model în care, și cred că ăsta își doresc de cel mai mult și bucureșteanul, care este o fire cosmopolită, indiferent că este un om crescut aici sau venit pentru o viață mai bună și pentru un job mai bun în acest oraș și în acest sector. Este un om care își dorește să se dezvolte, să-și găsească un loc de muncă. Nu așteaptă neapărat un ajutor, o asistență, un cupon, o vizită la o mănăstire gratuită. Oamenii își doresc să facă toate lucrurile astea, să aibă o viață civilizată pe propria lor muncă. Ăsta este un lucru pe care atât Partidul Național Liberal, cât și Alianța USR Plus doresc să o transmită românilor. Vom crea o comunitate în care veți găsi oportunități de muncă și vă veți putea să vă alegeți serviciile. Concertele la care cântă numai cine trebuie. Lăsați-mă pe mine să-mi aleg pe cine vreau și ce fel de cultură sau distracție vreau să fac. Ăsta este un spirit liber al unui oraș cosmopolit. De asta avem nevoie în acest oraș și în acest sector. Este, și mă refer la oraș, un lucru pe care trebuie să rețineți foarte clar. Suntem o echipă și vom fi o echipă. Am auzit pe cineva că a spus la un moment dat, ironic, că avem o alianță de neagresiune. Nu este adevărat. Aveți dovada vie aici și în sector. Mulțumesc, Ana Ciceală, pentru tot. Stăm de vorbă, ne punem într-un rând rapid, pentru că suntem ONG-iști, vorbim de ani de zile aceeași limbă, ne înțelegem uneori și din priviri, nici nu trebuie să dăm jos masca, despre ce avem nevoie să facem în comunitățile noastre. Putem să ne uniformizăm rapid și să venim în fața dumneavoastră cu aceste soluții. Dincolo de cum pot fi făcute lucrurile mai bine, mai rapid, mai frumos și, foarte important, mult mai ieftin decât le face o administrație, firea Negoiță, în cazul ăsta, este faptul că știm cum să facem aceste lucruri și că putem să dăm această speranță de care vă spun. Mergeți înapoi, cred că întotdeauna Negoiță și în aceste, mi s-a spus, intri în cea mai complicată bătălie, în cel mai complicat sector. Am luat lucrurile, l-am analizat, n-a durat mai mult de, cred că, 24 de ore. M-am reuitat pe cifrele financiare. Părerea mea este că Robert Negoiță nici nu mai dorește să mai câștige. A dus sectorul ăsta aproape în faliment, este obișnuit să plătească dublu pe orice,
ca bucata aia de dublu să meargă în diverse locuri, urmează ani în care aceste bugete nu mai există. Putem însă să facem cu bani mai puțin lucruri mai bune decât a făcut el până acum și nu numai atât, ci să lansăm proiecte mult mai importante, tocmai atrăgând mediul de afaceri. Pentru că ei asta nu înțeleg, că administrația nu se face întotdeauna numai investind de la stat, ci lăsând oamenii să respire, dând speranță oamenilor. Ăsta este un lucru pe care ei nu îl înțeleg. Cu aceste lucruri, vă rog să mergeți fiecare în comunitățile din care sunteți, în blocuri, în cei care sunteți din sector. Spuneți acestor oameni, spuneți vecinilor că avem candidat, spuneți că sunt un om care, deși are foarte multe soluții și mereu mi s-a spus, vorbește puțin, nu te întinde la soluții, nu este cazul acum, explicați acestor oameni că avem aceste soluții, le veți vedea pe toate, sunt și proiectele și lucrurile mărunte pe care știm să le facem, cât și proiectele de anvergură care implică zona 23 august. Orașul, cu totul, sigur asta trebuie să discutăm și cu primarul general, pentru că până la urmă are un impact asupra întregului București, are o oportunitate imensă în această zonă. Așa cum sectorul 3 are centrul vechi, numai primăria sectorului 3 deține o suprafață în zona 23 august care este egală cu cea din centrul vechi. Iar acolo terenurile, inclusiv cele deținute privat, sunt mult mai multe în acea suprafață, tocmai pentru că unii doresc să se dezvolte voluntariul, nu vor să aducă investiții în această zonă din cartier. Investiții, nu locuințe. Bucureștiul și sectorul are nevoie de locuințe, dar cred că ceea ce poate cu adevărat să facă să renască acest oraș sunt până la urmă investiții și afaceri care pot fi atrase aici și care vor genera locuri de muncă pe de-o parte și pe de-altă parte venituri suplimentare consistente pentru bugetul capitalei, dar și pentru bugetul sectorului. Dincolo de asta, vă mai spun un singur lucru. Suntem niște oameni care ascultă. Ca ONG-iști am învățat să ascultăm, poate uneori chiar mai bine decât o făceau politicienii. Deși politicienii, prin natura lor, cei care sunt buni, asta trebuie să facă. Avem această capacitate, ne uităm în ochii oamenilor și le spunem, vă înțelegem, știm exact ce aveți nevoie, vă vom rezolva aceste probleme, dacă nu se poate în 5-6 luni, vom fi onești cu ei, le vom spune, bun, durează un an, durează doi, dar aceste lucruri vor fi rezolvate. Nu este niciun fel de dubiu din acest punct de vedere. Acești oameni vor avea în noi un partener și veți vedea cum acest sector care a avut o mândrie specială o va recăpăta. Vă mulțumesc mult! Vă așteptăm la vot pe 27, ne vom vedea în campanie. Marele obiectiv al nostru este ca în fiecare zi să ne facem cunoscuți. Este doar o problemă de alegere între cele două opțiuni, pentru ca oamenii până la urmă să aleagă binele. Oamenii întotdeauna disting binele de rău și vor alege bine. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, bună seara! Mulțumim.